la mulți ani, îmi floresc câmpiile, cântă ciocările și e iar în lume primăvară. După 15 februarie, întotdeauna este semn că primăvara se apropie și își reintă în drepturile sale. Ne bucurăm să fim împreună din nou la Cercul Militar Mangalia, la Clubul Artelor Solteris. Ne bucurăm că întotdeauna alături de noi sau printre noi avem semeni de excelență, însă este foarte greu să avem curajul să-i și promovăm. Nouă nu ne-a fost niciodată teamă să promovăm valorile. Mai bine să-mi pară rău că am promovat cu o valoare decât să-mi pară rău că nu am promovat acea valoare. Această frumoasă clipă se face parte din proiectul cultural Cultura mea în țara noastră și mă bucur că la noi în România nu există acele diferențe, cel puțin aici la Mangalia, niciodată pentru mine nu a existat cineva care a vorbit în limba română, pentru mine a fost român, indiferent că a fost lipovean, că a fost turc, că a fost tătar, indiferent din ce frumoasă grupare a făcut parte, eu iubesc și respect pentru că toți vrem să fim iubiți și respectați pentru strămoșii noștri, pentru acea rădăcină frumoasă din care facem parte. Și nu pot să cer celuilalt ceea ce eu nu pot să-i ofer. De aceea, întotdeauna am fost uimită la modul frumos că minoritățile au fost unite. Că oamenii care au trăit într-o altă zonă decât în zona lor natală au făcut tot posibilul ca să fie împreună. Că, nu știu, ceva strămoșesc, i-a unit. I-a făcut să fie mai bun, mai înțelepți, mai frumoși. Poate singurătatea, poate tristețea. Dar această singurătate și tristețe face parte din sufletul artiștilor. Această singurătate și tristețe face parte din lumea oamenilor care creează. Pentru că omul nu te iartă dacă tu faci ceva mai mult decât el. Semenul tău nu este în stare să aprecieze că tu ești în stare, uite, din sufletul tău frumos, să aduci în dar o expoziție, cum este expoziția de astăzi. Să aduci în dar o carte de poezie, cum au fost cărțile de poezie ale puișorilor de 15, 16, 20 de ani sau ale maturilor de 60, 70 de ani. Eu nu înțeleg de unde atâta închistare în sufletele semenilor mei. Pentru că toată lumea rezonează cu o piesă frumoasă de muzică, toată lumea rezonează cu un tablou frumos, cu o poezie frumoasă. Nu știu de ce trebuie să se creeze anumite vârtejuri, anumite întâmplări, ca să fim buni și frumoși. Astăzi, la Cercul Militar Mangalia, la Clubul Artelor Solteris, ne bucurăm de expoziția de pictură, atât de frumos intitulată Trăiri Dobrogene. Să-ți iubești Dobrogea ta și să pictezi Crimeea, Turcia, să pictezi Bulgaria, să pictezi România, să pictezi tot ce are mai frumos. Uitați-vă câtă frumusețe conține sufletul acestui om care a venit astăzi să ne ofere zestrea sa de frumusețe. Acest nobil om se numește Iaia Ferodin, dar pentru că la noi există o stare frumoasă a lucrurilor, începem prin a nu uita să mulțumim. Să mulțumim celor care îngăduie să se întâmple aceste frumoase activități. Mulțumim comandorului garnizoanei Mangalia, comandantului garnizoanei Mangalia, comandorului Petrică Pârl, șefului cercului militar, inginer Naum Liană. Mulțumim mass mediei care de fiecare dată promovează tot ce se întâmplă frumos, în afară de tot ce se întâmplă nefrumos. Și mă refer la Cugel Liber, Telegraf, ediția de Sud, Mangalia TV, domnului Rugea Ionel, Litoral TV, domnului profesor Tușa Enache, domnului George Șerban, care îi dorim în sănătoșire gramnică să fie mai repede alături de noi, dar de fiecare dată trimite pe cineva care să facă fotografii și să le ducă, să le prelucreze pentru a demonstra că s-a mai întâmplat ceva frumos la Cercul Militar Mangalia, la Clubul Artelor Solteris. În altă ordine de idei, întotdeauna mulțumesc sufletelor dumneavoastră frumoase. Să nu uitați că sunteți frumoși, deștepți, talentați, binecuvântați, indiferent ce vă spun ceilalți. Dumneavoastră sunteți cei mai buni, cei mai frumoși. Cei care vă spun că nu sunteți așa, ei sunt așa. Cine zice, ăla e.
Dumneavoastră trebuie să vă reamintiți zestrea de frumusețe pe care o purtați cu dumneavoastră. Și mai ales respectul pe care ați îndrăznit să-l aveți întotdeauna față de cultură. Și recunosc de fiecare dată în sală suflete dragi, nume dragi, oameni adevărați. Suntem o grupare, de fapt, care iubim și respectăm cultura. Astăzi, alături de cel care îi vom da botezul acestei expoziții de pictură, l-avem invitat pe domnul profesor universitar, dr. Nureddin Ibram, căruia îi mulțumim din suflet și îl aplaudăm. Care este o personalitate marcantă, o adevărată valoare a culturii dobrogene, a culturii românești, pentru că a scris 18 cărți de filozofie, filozofia culturii, a religiilor, a religiei islamice, a tradițiilor și obiceiurilor, a folclorului turco-tătar, pentru că este omul care a avut 50 de ani de activitate universitară, care a fost decan al Facultății de Arte al Universității Ovidius. Câtă cunoaștere, că nu poți să scrii dacă nu ai această cunoaștere. Director al Colegiului Universitar al Institutului Emche Ataturk, al șef al Comisiei de Cultură al UDT TMR-ului, și bineînțeles omul care a dat girul de calitate al albumului Asociației Artiștilor Dobrogeni, care s-a bucurat de o foarte frumoasă primire în rândul iubitorilor de pictură. Omul care a reușit ca să antologheze 13 personalități de lirică tătar. Cred că ne-a dus și nouă câte ceva, dar oricum, noi avem așa o relație foarte frumoasă cu comunitatea turco-tătară, pentru că suntem deschiși de iubire, nimeni nu este împotriva iubirii. De iubire toată lumea duce lipsă, nu știu, un surplus de iubire cine are să ne aducă și nouă, că din când în când mai scade echilibru. Ceea ce doresc cel mai mult să vă spun este că m-a impresionat de fiecare dată să văd oameni care, deși par oameni normali, nu înseamnă că nu sunt normali, înseamnă că au o zestre de frumusețe mai mare decât a noastră de dăruit. Iar despre Ferodin, despre Iaia Ferodin, despre un om de excelență, despre un om pe care îl cunosc de ani de zile, vorbeam cu domnul Nicolae Găgeanu, zic, măi, eu am văzut la târgul de carte al domnului Todor tablouri foarte frumoase, mai ales reprezentând Balcicul, mai ales imagini, peisaje ale țării românești. Zic, nu, cum stă cu expozițiile? Am auzit că a fost invitat la Artiști Dobrogeni, acolo, la expozițiile colective. Dar o expoziție personală, zic, nu s-a putut întâmpla. Nicu a zis, măi, eu am fost la garaj la domnul Ferodin și să știți, are foarte multe tablouri, chiar prea multe pentru ce face, ce le ține dânsul acolo puse deoparte. Și zic, păi hai să luăm legătura, să facem cumva să se întâmple. Și nimic întâmplător în univers, pentru că după ce am luat legătura cu Ferodin, Ferodin a luat legătura cu domnul profesor, între timp fusese acea expoziție albumului Artiștilor Dobrogeni și toate lucrurile, nimic întâmplător în univers, toate lucrurile s-au legat și toate lucrurile au devenit de o tandră frumusețe, iar noi ne-am grăbit ca să vă bucurăm sufletele astăzi, pentru că, sincer, ne-a impresionat pe toți. Nu știu, eram pe vremea Casei Tineretului și Ferodin se făceau atunci cursuri de pictură și erau oameni mari care făceau cursuri de pictură și Ferodin era printre cei care veneau să facă, pentru că a făcut un liceu de artă, pentru că Ferodin nu așa întâmplător a ajuns în lumea artei, ci pur și simplu a fost un artist adevărat care a suferit, a pictat, a crezut până când așa aștepta să vină clipa. Acum vreau să fiu puțin egoistă și să mă bucur că această clipă a venit aici, la Clubul Solterist, a venit aici, la Cercul Militar în Angalia. Pentru că eu am așteptat ani și ani și ani ca alții să descoperă, pentru că dânsul se învârtea în alte cercuri, în alte luni, să descopere valoarea acestui om. Este greu să promovezi pe semenul tău.
Câteodată este poate mai greu decât ne putem imagina, dar o să vorbim foarte mult pentru că sunt oameni de excelență, sunt critici de artă aici alături de noi, care ne vor spune cât de valoroasă este arta, cât de valoros este Iaia Herodin în expoziția pe care ne-a prezentat-o astăzi în aceste trăiri dobrogene, dar eu le consider trăiri ale întregii lumi, ale întregii omeniri, pentru că atâta timp cât străbați de la Crimea, la Dobrici, la Mangalia, faci un circuit european, faci un circuit mai mult decât atât, un circuit al lumii și mai ales spiritual putem să facem un circuit al tuturor. Dar, pentru a merge mai departe, trebuie să dau cuvântul șefului cercului militar, doamnei inimilor noastre, doamna Naumliana, omul care de fiecare dată reușește să ne surprindă în modul cel mai plăcut cu lucruri de excelență. Și mulțumesc că există această înțelegere și colaborare între armată și partea civilă a lumii, pentru că fiecare învățăm unii de la ceilalți și ne sprijinim împreună. Doamna Naumliana. Bună ziua tuturor! Emilia, și militarii sunt cetățeni, în primul rând, ai orașului nostru, al municipiului Mangalia. Sunt cetățeni în uniformă, dacă vreți, și care nu se dezmin niciodată, pentru că pe lângă datoria pe care și-o fac pentru țară, sunt și ei aplecați către cultură și pe ei interesează un vernisaj, o lansare de carte și, de ce nu, un spectacol atunci când avem ocazie. Sunt două luni diferite și interconectarea aceasta este extraordinară. Și se face aici, la Cercul Militar Mangalia. Sunt foarte fericită că astăzi sunteți atât de mulți în această sală a coloanelor, pentru că mi-am dorit și eu, ca și Emilia, după ce am văzut picturile domnului Iaia Herodin, să fie lume multă, să împărtășim această clipă și să, mai ales să încercăm să îi oferim mai mult decât recunoaștere, dragoste și prețuire. Despre Dobrogea s-a spus, s-a scris, dar niciodată prea mult, pentru că, într-adevăr, acest model este un model pentru Europa, pentru lume, dar în primul rând pentru noi. Și sunt foarte, foarte fericită să le mulțumesc celor două doamne care astăzi mi-au fost părtașe la o surpriză, doamnei Sheila Khalil și doamnei Fikirean Murtaza. Sunt fericită că sunt atâția prieteni aici, oameni care au făcut extraordinar de mult pentru Mangalia și sperăm că vor face în continuare, oameni care fac pentru Mangalia acum și care poate ne vor fi alături în continuare, pentru că dorim să continuăm acest proiect, Cultura mea în țara noastră, care nu este dedicat mai minorității turcotătare, ci și rușilor lipoveni și grecilor și cei care mai sunt în Mangalia recunoscuți ca uniuni. Dragii mei, sunt emoționată și pentru că știu că mâine, la Alba Iulia, voi vorbi despre această expoziție. Voi vorbi pentru că este esențial să vorbesc în Ardeal despre cum trăiesc oamenii în Dobrogea. Și voi avea ce să povestesc și, bineînțeles, îmi va fi complice și domnul Ionel Rugea, care îmi va trimite în timp util filmarea. Nu închei, înainte de a-l ruga pe domnul Iaia să vină lângă mine, să-i mânez un album, o carte, de fapt, despre un mare, mare marinar militar, artist al românilor, Dimitrie Ștubei. La liber, să zic așa. Este un album pe care sper că și l-a dorit. Este o carte despre maestrul Dimitrie Ștubei. Iar domnului profesor, care ne-a făcut cinstea și onoarea să fie azi, să verniseze aici la Mangalia această expoziție, doresc să-i mânez un calendar cu picturile lui Nicolae Găgeanu, Farurile de la Marea Neagră, un calendar editat pentru Liga Maiștilor Militari de Marină. Ținem la oameni din nou. Mulțumesc. Mulțumesc.
mulțumim acestui minunat om care v-am spus, mă bucur din suflet că există. Înainte de a merge mai departe, vreau să mulțumesc că este alături de, să le mulțumesc artiștilor care sunt aici alături de noi și mă refer la pictorii Mariana Oleniuc, membra Uniunii Artiștilor Plastici, artiștii Grăceni, doamne Corina Bicolov, membra Uniunii Artiștilor Plastici, domnule Alexandru Ghinea, care este aici, membra Uniunii Artiștilor Plastici, poete Ana Ardelean, membra Uniunii Artiștilor Plastici, poete Ramona Opriș, Roza Pare, Adela Oveste și părintelui preot, scriitor Ioan Aurel Bolla. Vreau să mai mulțumesc acelei tinere scriitoare și poete care este Loredana Ionela Toader și care este candidată reușește să facă lumea mai bună și mai frumoasă. Mergem mai departe și pentru că este o sărbătoare a celor care sunt prietenii și frații noștri, invit alături de noi pe președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani, de aici de la noi din Dobrogea, și mă refer la domnul Ozgun Menabit, care este și consilier la... Și să nu uităm să fim împreună, indiferent, pentru că până la urmă toți suntem locuitorii și cetățenii acestei țări, România. Trebuie să fac o precizare, filiala președinte la filiala Mangalia. Da, Constanța este domnul... Filiala Mangalia, da, o să scriu aici. Da. Subiectele, majoritatea, subiectele tablourilor al domnului Ialia, în general, sunt despre Dobrogea. Și vreau să vă povestesc o întâmplare de la București. La București este, este o locație numită Godo al Voicu Rădescu și în București se spune că Institutul Cultural Român nu se află la Institutul Cultural Român, ci adevăratul Institutul Cultural Român este la Godo, unde un lucru care s-ar putea întâmpla și Mangalia, au o scenă mică și țin spectacole în spații neconvenționale. Da. Și domnul Voicu Rădescu mă tot scria cu insula Dacale. Insula Dacale, insula Dacale. Insula Dacale a fost o insulă pe, pe Dunăre și în 1970... 67, 68. 68 până în 70, dar... ea a fost acoperită la s-au făcut porțile de fier. Da. A fost o insulă locuită de vreo 600-700 de turci, și, dar ce s-a întâmplat? În weekend, bucureștenii plecau la drum și se duceau în insula Dacale pentru a, dacă mă întrebați pe mine, pentru a schimba mediul. Pentru că populată de turci, cu baclavale, cu cafele turcești, cu cataif, cu o altă cultură. Și era pentru creștin ca o călătorie în altă, în altă țară, pentru că pe vremea aia se ieșea cam greu. E, și mă scria cu insula Dacale să scriu ceva despre insula Dacale, insula Dacale. Am încercat să studiez, adică întâi am vrut să mă interesez ce a fost cu istoricul insulei Dacale și am început să-i spun, domnule, dar în Dobrogea noi avem sute de adacale. Avem Hagieni, avem Cobadin, avem Megidia, avem Mangalia, avem în toată Dobrogea. Asta nu reușim noi să facem. În trecut, când se venea la Mangalia în turism, știm că la cenușărea asta, la cofetăria Scala, de exemplu, sub copac, erau cu cafea la nisip și era coadă tot timpul. Era nea Mustegep cu Șubereu, era nea și așa mai departe. Și ele reprezentau, din, ele reprezentau fericul acestei zone, pentru că erau multiculturalismul ar putea să ajute la turism. Da, eu nu m-am pregătit cu nimic să vă vorbesc dumneavoastră, eu acum acolo bine îi vedez, dar vreau să vă spun așa, bunica mea, tătarii știu, ziceam cafea. Da? Și n-am înțeles la vârsta mea, eu făceam matematica cu domnul
Heni, Ignatie Heni, și eu nu înțelegeam cum. Soții de militari, profesoare de chimie, profesoare de matematică, veneau la ghicit în cafea și domnule, cum, cu un singur deget nu mi se stabilește mie viitorul. Dar apoi am înțeles de fapt ce se întâmpla. Casa ei, locul unde primea casa, locul de oaspeți, era amenajat tătărește, ea vorbea cum vorbea stârcit tătărește, cafeaua era bună, se bea cum se bea la noi cu acadea, se iau acadea și ea, în momentul în care bei cafeaua, se face o reacție astfel încât eu devin un tabiet. Și atunci, eu acum am realizat că, de fapt, toți acei oameni nu se duceau aici în cafea, se duceau să scapă de cotidianul comunist de atunci. Pentru două ore erau plecați în Orient. Ei, noi asta am putea să folosim în turismul nostru. Și cum îl folosim în turismul nostru? Cum promovăm un astfel de turism? Și prin cultură. Aceste tablouri despre Dobrogea vor ajunge și prin București, vor ajunge și la Alba Iulia, l-a vorbit doamna Manu despre ele, vor ajunge prin toată țara dacă noi știm să le promovăm. Da. Și este o atmosferă pe care ei nu o găsesc nicăieri în lume. Și se combină foarte bine cu litoralul. Ca să vă dau un exemplu, la Jamia Ismahan Sultan, în fața, la intrarea în Jamia, este un fel de, cum să spun, un fel de caveanei, zicem noi, un fel de cafenea, unde vin turiștii, vizitează Jamia și e o altă atmosferă. La ora asta, astă vară, de exemplu, Jamia Ismahan Sultan a primit cei mai mulți turiști vizitatori. Pentru că mai mult decât muzeul, inclusiv. Da. Și noi putem să folosim acest multicultural din Dobrogea. Acum ce să spun? Mulțumesc domnului Iaria, pentru că noi avem foarte mulți, nu știu, la noi, la Tătari, eu cel puțin asta am remarcat, de la academicieni, oameni de cultură, o fi ceva în gena asta. Dar în pictură mai știu o fată de la Eforie, cred, da? Și nu prea mai știu. Nu prea sunt. Da. Da. Deci nu mai am pictură. Vă mulțumesc frumos! Merită să ascultăm asemenea lucruri frumoase și, într-adevăr, s-ar putea face foarte mult. Știm cu toții că Magalea este un potențial. Îi mulțumesc domnului Zanfir că este aici. Domnia sa știe mai bine decât noi toți. Valoarea Magalei. Dar fiecare ne suportăm soarta, știți cum este. Trebuie să ne învățăm lecțiile și dacă nu ne învățăm lecțiile, se repetă lecțiile până când va veni și clipa în care le vom învăța. De aceea am invitat alături de noi pe un om special al Magalei, un om pe care eu respect foarte mult și care a făcut foarte mult pentru Magalea, probabil într-o zi și Magalea va înțelege acest lucru. Este profesor, doctor în istorie, dar este critic de artă, este director al Centrului Cultural Magalea. În același timp, este un om de o sensibilitate și de o cunoaștere, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Și eu de fiecare dată sunt foarte mândră că Tatiana Udovescu, așa se numește această minunată doamnă. Bună ziua, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, care fiecare dată familia Solteris ne întâlnim cu brațele deschise. Și vinovată la acestei zile, domnul Iaia se face părtaș la aduce la oaltă oameni de opțiuni politice diferite, de cugetări diferite, într-un eveniment atât de frumos și atât de luminos. Felicitări pe Rodin Iaia pentru cultura creată în Magalea. Un prilej de bucurie, fiindcă un concetățean de-al nostru reușește să valorifice Magalea și prin pictură. O pictură luminoasă. Nu veți observa niciun tablou, nici o umbră de neliniște. E o pictură care emană foarte multă căldură, foarte mult soare. De fapt, artistul cred că a rămas undeva captiv într-o perioadă
romantică, de mult apusă a Mangalii, într-o perioadă interbelică, într-o perioadă de aur a acestei localități, de care cred că ne este dor și nouă. Nefiind născuți aici, cumva devenind copiii adoptivi ai Mangaliei, am reușit să o iubim și să o cunoaștem prin acele vederi care de multe ori ni se relevă ca niște cărți poștale în alb și negru. Și artistul Ferodin Iaia a reușit să le reînvie, să le dea culoare. Sunt acele ulețe ale Mangaliei interbelice care duc toate probabil către mare, către o zonă deschisă, către o zonă luminoasă. Sunt zone umbrite, câmpeie din acest oraș și din localitățile din jur, foarte atent vânate și surprinse de către artist. Sunt locuri speciale, sunt intrări, sunt porți, sunt uși în spatele cărora se află istoria și povestea acestor locuri. Într-o perioadă, nu știu, trăim niște timpuri și o perioadă indefinită, indefinibilă, poate chiar bizară, când cultura este blamată, dar vedem că totuși rămâne în continuare un element de coeziune și un leant. Încercăm să vedem frumosul, să remarcăm frumosul în oamenii de lângă noi, în operele pe care le creează și să ne bucurăm în străfundul inimii și sufletului nostru că mai există un gram de iubire și pentru artă. Artistul de astăzi, cunoscându-l declarat iubitor al operii lui Nicolae Tonița, împrumută cumva din paleta cromatică a acestuia, culorile pastelate, această vioiciune și joc sprințar al tușei, îl împrumută și în lucrările sale, aceste bejuri, ocruri, oranjuri pe care le folosește cu foarte multă maestrie, nu fac decât să dea o proporționalitate și un echilibru lucrărilor sale. La Cașa de Cult, care înseamnă foarte mult și pentru noi, dar și pentru cei de o altă etnie, apar într-o formă interesantă, mai mereu pe tablouri poziționate și compuse pe o verticală, nu denotă decât că avem în fața noastră un om care este foarte împăcat cu el însuși, cu viața pe care o are, un om optimist care tinde spre niște idealuri personale înalte, probabil, un om care s-a declarat un convins iubitor al Mangaliei, nu? Din câte știu aici, ați spus că vă doriți să creați și să vă și întâlnați cumva apusul vieții. Cred că avem de învățat de la Ferodin Iaia să ne iubim locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Mă felicit încă o dată pentru această bucurie pe care ne-a oferit-o. Îi recomand călduros și pe această cale să-și catalogheze operele și cele dăruite prietenilor și cele care au rămas în colecția personală, fiind cu siguranță într-o zi lumea va căuta acest catalog. Și acel garaj al lui Ferodin, care am înțeles că iarăși e un laborator de creație, unde se întâmplă lucruri, unde lumea socializează, unde se întâmplă diverse agape, să fie extins ca atmosferă spre zone mult mai frumoase și mai speciale din orașul nostru. Și în încheiere, parafrazând cumva ce a declarat și domnul Menabit mai înainte, cu acea insulă a Dacale, viața culturală a Mangaliei o putem cumva compara cu acea insulă. Sperăm că suntem câțiva supraviețuitori pe această insulă și să nu, Doamne ferește, să avem aceeași soartă cu a insulei Dacale. Vă mulțumesc! Frumos și subscriem la tot ce a spus doamna Tatiana Dobescu, dar multă lume a vrut să fim una Dacale de când ne-am înființat. Noi din 2001 supraviețuim frumos și încă nu rezistăm, încă nu vrem să avem soarta nimănui decât soarta noastră. Cultura va supraviețui indiferent de forma,
pe care, de înlăturare, să eu știu, de sfidare pe care o vor alții. Pentru că nimeni nu poate să supraviețuiască fără frumusețe și fără iubire. Iar cultura înseamnă evoluție, frumusețe, iubire. Iar domnul Ferodin, încă din vremea în care exista la o vârstă tânără, a știut să surprindă ceva, acel inefabil, acel ceva de dincolo de noi. Am montat expoziția, deși avusese îndrumări de la domnul profesor, în funcție de starea de suflet. I-am zis domnului Ferodin că noi am avut peste 100 de expoziții aici și avem experiență și știm. Un tablou îi place sau nu îi place omului. Poți să ai tu toate școlile, toate facultățile din lume. Dacă opera pe care o prezinți privitorul nu rezonează cu sufletul lui, ai făcut degeaba școlile. Una este să pitezi sau să scrii sau să faci muzică numai pentru elită. Elita e foarte puțin. Vrem să avem același loc, să fim iubiți de aceeași mulțime de oameni, cum sunt mulțumiți, cum sunt iubiți oamenii care scriu, au găsit calea de mijloc, care scriu în așa fel încât și omul înțelept să găsească ceva acolo și omul la început de drum să găsească o taină. Iar când găsești această stare de mijloc, înseamnă că te-ai găsit și pe tine și ți-ai găsit și acei oameni de care ai nevoie, care se îmbracă în frumusețea pe care tu o aduci în dar. Iaia Ferodin ne-a dus toate casele sufletului lui. Sufletul lui este o casă a noastră a tuturor. Noi toți ne putem adăposti în sufletul lui. Uitați-vă, sunt toate genurile de casă, dar toate au suflet, toate au inimă. Inclusiv geamiile, pentru că acolo există credința. Că un om fără credință va să zică, cum spune Neneian cu Caragiale, va să zică că nu există. Deci, prin tot ce face, prin toate darurile pe care, prin toate peisajele, prin toate casele pe care ne-a dus în dar, Ferodin ne-a dus casa sufletului. I-a zis, oameni buni, în casa sufletului meu sunteți așteptați întotdeauna cu dragoste. Uitați-vă ce culori frumoase vă ofer. Uitați-vă ce tușe frumoase am. Când pline de sensibilitate, când mai dure, când mai blânde, mai line, dar tot timpul cu bunăvoință. Vedeți ce albastru frumos de lumină reușește de fiecare dată să pună, să acel albastru, deși este considerat o culoare rece, ne atrage, pentru că e vindecătoare, pentru că acel turcoaz este cel care te apără, te protejează. Și asta fac tablourile lui Ferodin, până la urmă. Ne apără, ne protejează și ne fac mai buni și mai frumoși. Iubirea față de locurile natale. Să vedeți câtă independență, să vedeți aici câte locuri frumoase sunt, să vedeți câte taine frumoase. Faptul că am văzut pictată Crimea, faptul că am văzut pictată Bulgaria, faptul că am văzut pictată România. Pentru mine, el colindă, sufletul lui colindă și tot timpul în acele zone în care a fost, vedeți, casele seamănă unele cu altele. Prin ce? Prin dragostea pe care Ferodin a pus-o în tablourile acelea extraordinare. Și mai ales dragostea de Dobrogea, în special. De aici rezultă că a avut profesori buni, de aici rezultă că în sufletul lui a existat întotdeauna, în ADN-ul lui a existat starea aceasta de frumusețe, de pictor. Dar așa cum este frumos tot vorbind despre geamiile noastre, despre credință, despre Nihil Sine Deo, îl invităm aici alături de noi pe preotul scritor Ioan Aurel Bolba pentru a ne binecuvânta. Am crezut că vine cineva și de la geamie și de asta am zis să avem din ambele credințe, câte un reprezentant care să ne dea câte o cuvintare de lumină. Părintele Ioan Aurel Bolba. Bună ziua, dragi prieteni! Iată, după aproape o săptămână de bucurie sufletească, când duminica trecută a avut loc lansarea volumului de poezii Reverii a domnului profesor dr. Nicolae Dumitru Unc, astăzi Cardeș Iaia Ferodin vine să ne îmbucure cu această minunată expoziție de tablouri, acest minunat vernisaj care să ne facă fața mai zâmbitoare, mai strălucitoare, ceea ce denotă faptul că autorul însuși are în aceste tablouri sufletul său
pe care mi-l deschide nouă astăzi. De alminte, monahul de la Rohia, evreul încreștinat Nicolae Steindar, spunea: dobândi, vei dărui. Dărui, vei dobândi. Iată că astăzi Iaia Kardeș ne-a dobândit pe noi, ne-a câștigat să fim prezenți aici, să ne bucurăm de aceste minunate tablouri. Regina Maria parcă vrea să ne vorbească, familia domnului Iaia, fiica, soția, nu mai spun de geamia de la Balcic, care s-a ridicat datorită Reginei Maria, apoi geamia de la Constanța, prin grija și sprijinul regelui Carol, și evident strălucește geamia Esmahan, sultan de aici, de la noi, fiind de fapt cea mai veche din țară. Celelalte tablouri, cum vă spuneam, și ce frumos a vorbit și doamna Tatiana Odobescu, ne deschide într-adevăr inima și ne face, cum spuneam, fața mai strălucitoare. Allah să binecuvinteze lucrarea lui Iaia Kardeș în continuare și ish, Allah! Turcești, că ne sprijină în taina asta frumoasă. Mulțumim președintei Asociației Artiști Dobrogeni, doamnei Mirela Turtoi, care a avut și dâns și domnia sa expoziția aici la noi și care este o pictoriță de excelență și un om de excelență și un organizator de evenimente culturale de excelență, care a reușit să-i determine pe colegii noștri de aici, de la Clubul Artelor Sorterii, să fie și membri ai Asociației Artiști Dobrogeni, așa cum este și Ferodin, și așa cum l-a determinat pe acest magic profesor, pe acest magic om despre care vă spuneam la început, că a reușit să facă un foarte mare bine culturii dobrogene și culturii românești, prin aducând în, alături de noi cultura, marea cultură turcotătară, și mă refer la profesorul universitar dr. Nureddin Ibram, pe care îl invităm aici alături de noi. Acel album de excelență pe care domnia sa a cu atâta dragoste l-a prezentat la Constanța. Vă rog să poftiți. Îmi iau materiale de lucru. Prin cadrul didactic am venit pregătit, cum să zicem, cu o serie de lucruri adjuvante pentru estetică, pentru frumos. Da, pentru că ați avut și cărți și cursuri de estetică. Stimați oaspeți, iubitori ai artelor și frumosului, cu toții formăm aici o familie, o familie alcătuită din oameni de profesii diferite, de educație culturală diferită, de motivații diferite, dar toți suntem uniți sub egida iubirii de artă și de frumos. Deci, bine ați venit la acest eveniment pe care eu consider eveniment cultural al Mangaliei, pentru că, iată, am avut posibilitatea să și capacitatea de a vă prezenta lucrările artistului plastic Iaia Ferodin, pe care nu foarte multă lume îl cunoaște, din păcate, cred că nici din Mangalia. Mulțumim din acest punct de vedere pentru organizarea acestui eveniment doamnei Emilia Davu, președinta Clubului Artelor. Mulțumim de asemenea doamnei director al Cercului Militar Mangalia, ca să spun corect, doamne Iliana Naum. Mulțumim tuturor celor prezenți aici. Remarc de pildă prezența aici a domnului Zamfir Ioruș, cu care eu am colaborat foarte mult în calitatea mea de decan al Facultății de Arte, cel care ne-a oferit posibilitatea ca la clubul, la hotelul Prezident,
În fiecare vară, cam 6 ani de zile cât am fost decan și director al Departamentului de Artă, să expunem lucrările studenților specializării de pedagogie decorativă și de artă din cadrul Universității Constanța. Văd aici, de asemenea, figuri pe care le cunosc din comunitatea turco-tătară, cu care am avut raporturi, ca să spunem așa, spirituale, de educație estetică și de socializare în diversele noastre activități de promovare a identității etnolingvistice, culturale și religioase a tătarilor turco-musulmani din România. Văd aici, și este un lucru foarte important pentru mine, prezența artiștilor din Mangalia, născuți aici sau, în ghilimele, adoptați, cum le-am zis eu, acestui oraș, municipiu, care au prezentat sau am reușit să realizăm un album pe care un album de artă și de poezie pe care l-am lansat anul trecut. Eu, fiind cel care am selectat lucrările, am scris o prefață a lucrării și împreună cu Mirela Turtoi și cu ceilalți organizatori, acesta este un proiect al Consiliului Județean Constanța, pentru că arta trebuie sprijinită. Artiștii rămân doar dacă au și ei aceste albume în biografia lor artistică și sper din toată inima ca și domnul Ilaia Ferodin să-și facă un album personal. Sper ca ceilalți membri ai asociației artiștilor dobrogeni contemporani să fie prezenți în viața culturală a Mangaliei și a Constanței și a țării prin aceste lucrări de mare frumusețe pe care noi le descoperim astăzi. Vreau să vă spun, deci, întâi de toate, încă o dată bine ați venit și spun membrilor comunității mele, turco-tătare, hoșcheldănăs, mă bucur că sunteți prezenți aici și este îmbucurător pentru mine că această sală este plină, dacă nu ar fi plină, și este un eveniment deosebit, o emoție pe care o trăim cu toții, sub semnul frumosului, sub semnul optimismului, sub semnul echilibrului. Ideea acestui vernisaj al pictorului Ilaia Ferodin s-a materializat, de fapt s-a concretizat această idee în primăvara anului 2016, în primăvara anului 2016, când ne-am întâlnit în Alania, fiind prezente acolo trei doamne dragi inimii mele, doamna Membulat Gâlgean, care era președinta filiale Mangalia Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulman, doamna Ilaia Gâlgean, deci tot Gâlgean, dar Ilaia, soția distinsului nostru artist plastic, și doamna mea, care se cheamă tot Gâlgean, Ibram. Am fost în compania acestor trei grații, pentru că Gâlgean, în limba tătară, înseamnă trandafirul inimii. Gâl este trandafir. Deci, ideea acestui vernisaj, eu necunoscându-l personal pe domnul Ilaia Ferodin, mi-a venit atunci când am avut o discuție cu dânsul și la care, bineînțeles, doamna lui, care este, mi s-a părut, nu știu dacă este și în realitate așa, o persoană tăcută, meditativă, o persoană gânditoare, reflexivă, nu prea a participat, dar a fost suficient ca cealaltă Gâlgean, adică doamna mea care e mai sociabilă, să ne facă această legătură foarte frumoasă. Vreau să vă spun că în Alania, deci anul trecut, în primăvara lui 2016, eu m-am întâlnit cu pictorul turc Ahmet Özel. Ahmet Özel este unul dintre pictorii contemporani ai Turciei, foarte important, care l-am rugat să-mi dea posibilitatea să reproduc pe cursul meu de estetică, un curs de estetică pentru studenții Facultății de Arte Plastice de la Universitatea Ovidiu, să pun pe copertă o lucrare. Această lucrare se cheamă Nașterea, Geneza. Deci iată cum arată o pictură contemporană turcă. Este un artist plastic și, de fapt, eu în calitatea pe care am avut-o de
manager al Facultății de Arte din Constanța 6 ani de zile, m-am întâlnit cu foarte mulți artiști plastici din Turcia, care au venit la Megidia, unde în fiecare an se organizează taberele de creație de artă plastică. O idee strălucită, o idee excelentă a municipalității Megidia, care este un plină de această dată cu foarte multe tablouri. Duceți-vă la spitalul din Megidia, duceți-vă la primăria din Megidia, duceți-vă în alte instituții publice și veți vedea lucrările de artă, nu doar ale artiștilor plastici din Turcia, ci și din Japonia, din Germania, din Coreea, din Polonia, din Bulgaria vecină, din Italia, deci este o acțiune excelentă și prin asta, cred eu, cultura poate și trebuie sprijinită și sub acest aspect a unor tabere de creații care se pot organiza în diferitele locuri din țară. În al treilea rând m-am întâlnit cu domnul Iaia Ferodin la lansarea acestui album de artă cu artiști dobrogeni contemporan. Și am discutat atunci elementele, bucătăria, ca să spun așa, ale acestui vernisaj, în care eu i-am spus să prezinte lucrările pe cele 4 teme clasice, ca să zic așa, portretele pe care le vedeți în spatele meu, apoi ocupațiile locuitorilor tătari și turci, care ocupă un alt panou special, peisajele și, de asemenea, geamiile, deci cele 4 teme ale acestui vernisaj sunt comunitatea turco-tătară și nu numai, pentru că lucrarea se cheamă, vernisajul are titlul de trăiri dobrogene, adică toate experiențele spirituale ale artistului, care a fost în Bulgaria, care a fost în Turcia, care a fost în Crimea, care a fost în România, în Balcii cu Bulgariei, în țara noastră și evident a pus pe pânză și trăirile sale din satul natal Independența, din Mangalia și așa mai departe. Deci, momentul acesta a fost foarte important pentru ca noi să concepem sau să gândim acest vernisaj în acest oraș Mangalia, de care și pe mine personal mă leagă foarte multe lucruri. Un oraș care știți foarte bine, era un vechi târg de barcaji și de pescar, care s-a consolidat și s-a construit pe ruinele vechiului Calatis grecesc, iar denumirea în limba turcă de Mancalia, Mancalie, vine de pe timpul, să spunem, stăpânirii otomane, de la cuvântul mangal, care înseamnă în limba română cărbune sau jăr. Mangalia a fost și rămâne un important centru economic, un important centru administrativ, un important centru religios. Pe timpurile Imperiului Otoman, Mangalia era reședință de caza, adică de plasă, cum s-ar zice, și reședință de cadiu. Cadiul era judecătorul religios musulman care rezolva problemele care interveneau între cetățenii musulmani. De altfel, despre Mangalia sunt foarte multe lucruri de spus, dar am să reiterez ideea lui Evlia Celebi, care în Seat Name, adică în jurnal de călătorie, în 1652, spunea, poposind aici pe aceste locuri, că Mangalia este un oraș înfloritor și frumos pe atunci, deci vorbim de secolul XVII, cu 7 școli, 3 hanuri, 300 de prăvălii, un mic bazar, o baie, 7 cafenele, 300 de depozite lângă porci și în alte locuri, mai multe geamii, dintre care se distinge evident moschea Esmahan Sultan, cea mai veche moschee a musulmanilor din această parte de țară, Esmahan fiind prințesă fondatoare, fiica sultanului Selim al II-lea și soția lui Socolul Mehmet Pașa, mare vizir al perioadei. Și, sigur, toată lumea cunoaște, cel puțin din Mangalia, această moschee foarte frumoasă, cu multe lucruri inedite, originale și nu doresc să intru în aceste amănunte. Mangalia este cunoscută din istorie și îmi permit, pentru că eu întotdeauna am bunul sau prostul obicei de a insera elemente de istorie culturală atunci când fac prezentarea unor lucrări, unui vernisaj.
Aici, în Mangalia, cei mai mulți dintre conducătorii Mangaliei se cheamă Ayan. Ayan înseamnă conducător. Fac parte din neamul Laz. Neamul Laz este un neam de negustori din nord-estul Anatoliei și Mangalia era un centru comercial foarte important pentru că din portul Mangalia se putea duce grâu, secară, polung din România și adus apoi din Levant, cum se spune, fel și fel de unt de lemnuri, fel și fel de alte produse, mătase și alte produse care nu existau, să spunem așa. Mangalia este cunoscută printre Laz, deci printre cei care s-au așezat dintre turcii otomani de aici, cu gluma, dacă cineva nu se poate duce la Caba, atunci trebuie musai să treacă prin Mangalia. Deci Mangalia era varianta Caba a pribegilor și a sărmanilor, pentru că asta era condiția oamenilor de atunci. Dar exista deci un punct de atracție pentru această localitate a Mangaliei și Mangalia avea o foarte intensă viață comercială și chiar se spune într-un text că în Mangalia este foarte cunoscută disputa dintre negustorii Laz, adică negustorii veniți din Turcia și negustorii evrei, care ca toți negustorii era o dispută atât de mare încât se spune într-un text zi și noapte, la judecătorie, n-ai loc de pricinile dintre Laz și evrei. Evident că Mangalia are structura pe care o știți și asupra căreia nu insist, dar în orice caz, acest municipiu, municipiul din 1995, dacă mi-aduc eu bine, Mangalia a devenit municipiu din 1995, este un important centru cultural și va deveni, evident, un centru turistic, este și centru turistic, dar va trebui să fie și mai mult în anii care urmează. Am vorbit cu artistul plastic Iaia și i-am spus, atunci când ne-am văzut la Constanța, la lansarea acestui album, că e nevoie pentru vizibilitatea lui, pentru că vreau să vă spun că acest vernisaj este făcut și pentru ca Iaia Ferodin să fie mai vizibil, pentru ca Iaia Ferodin să-și poată continua activitatea lui, harul lui, inteligența lui, munca și dăruirea lui pentru Mangalia și este dator Mangaliei, ca fiul al Mangaliei, să facă acest vernisaj. Acum nu știu cât l-am forțat eu să facă acest vernisaj și cât a dorit dânsul să facă după aceste întâlniri ale noastre în Alania, la Constanța și aici. Despre Mangalia, Mangalia este un foarte important centru cultural din perspectiva în care aici au poposit și au creat foarte mulți artiști, mai ales în perioada interbelică, dintre cei mai importanți pentru arta plastică românească. Și am selectat, sigur, foarte rapid câteva dintre lucrări pe care noi trebuie să le vedem și poate că cei care conduc acest municipiu se vor gândi să adune într-o zi aceste lucrări de artă plastică despre Mangalia, într-un vernisaj. Este vorba de Francis Ciratou cu lucrarea, una, spun câte una din lucrările celor care au fost prezenți aici, Tătăroaice la Mangalia, Vasile Popescu, Stradă Veche din Mangalia, tablou care se găsește la Muzeul de Artă din Târgu Mureș, Ștefan Dimitrescu, lucrarea La Mangalia, tablou care se găsește la Muzeul din Topalu și mulți cunoaștem această lucrare a lui Ștefan Dimitrescu, cel puțin specialiștii, Nicolae Grigorescu cu peisaj din Mangalia, o lucrare care se găsește la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, deci când avem drum pe la Sibiu și pe la Muzeul Bruckenthal, trebuie să vedem acest peisaj din Mangalia lui Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu privind Marea la Mangalia, care se găsește la Muzeul de Artă din Constanța, Teodorescu Sion, peisaj din Mangalia, acuarelă carton care se găsește tot la Muzeul Bruckenthal din Sibiu și, evident, Tonița și Iser, cei care au nemurit, ca să spunem așa, Mangalia prin lucrările lor, un Tonița și un Iser care au fost prezent pe aceste meleaguri. Celebra micuță tătăroaică, excepțională lucrare a lui Nicolae Tonița, apoi este vorba de cap de copil cu fes, tot al lui Tonița, excepțională lucrare. Eu le-am înrămat pe aceste lucrări din Tonița și
ISER și am realizat o acțiune la Centrul Cultural Ionuț Emre împreună cu Consulatul Turc și cu, cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulman atunci când mi s-a permis să fac acest lucru, bineînțeles. Cunoscătorii știu despre ce e vorba. Familia de tătar, care este de asemenea una din lucrări, aceasta este o familie de tătar la privire excepțională din 1927, expusă la Paris de către Tonița. Familia de tătar, iată, sunt foarte multe alte lucruri și revenind la Mangalia, Tonița are această cafenea la Mangalia, cafeneaua de la Mangalia. Are de asemenea o altă lucrare despre Mangalia, aceasta de aici, care înseamnă cafeneaua lui Mamut, celebra cafenea lui Mamut, care era în concurență cu cafeneaua lui Ismail. Ismail Tătaru și Mamut Turcu. Erau două cafenele excepționale, dar la Balcic de această dată, aceste două cafele, și acolo se putea bea bragă, se putea bea, se putea mânca o dulceață de vișin, de nu de prune, o dulceață de vișin, de smochine, da, se putea consuma un iaurt, se putea, evident, consuma o cafea de cea mai bună calitate și așa mai departe. Sunt de asemenea lucrările referitoare la geamiile lui Iser, aceasta, și, evident, pentru Iser am considerat că sunt reprezentative acest portret de turc cu fez, care este splendidă lucrare. Ele, aceste lucrări se vând pe valori foarte mari. Sper ca și lucrările domnului Iaia Feferodin să se vândă, să se vândă și să trăiască și artiștii plastici care, din păcate, au o condiție materială modestă, dar știți cum e. Acesta este un turc la cafea, foarte interesantă lucrarea, la cafenea lui Iosif Iser, și foarte multe alte asemenea lucrări, pentru că Mangalia a fost, aici sunt turcii din Mangalia prezentați de către Iser și așa mai departe. Deci vreau să vă spun că, încerc să fiu cât mai succint, vreau să vă spun că Mangalia a reprezentat un centru de referință pentru pictura plastică românească și pentru ceea ce înseamnă artele plastice care s-au dezvoltat aici. Revin la Asociația Artiști Dobrogen și aici, în acest album, noi avem, dacă nu mă înșel, da, 6 artiști plastici din Mangalia, care au fost prezenți în vernisajul lansării acestui album la Constanța în noiembrie anul trecut și trebuie de aceea să vi fac cunoscuți. Vreau să vă spun că sunt aici în sală oameni care sunt oameni de cultură, de frumos, de mare sensibilitate estetică, care sunt membri ai acestei asociații Artiști Dobrogen, în care ultimul venit se pare că este pictorul nostru Iaia Feferodin. Doamna Mariana Oleniuc, aș vrea să se ridice în picioare ca să o cunoașteți. Pentru care arta este mod de existență și respirație naturală firească, cu lucrări care sunt foarte valoroase, Inimă de pictor, mie de pildă mi-a plăcut foarte mult, și Inocența. Pentru ea pictura descoperă misterul din sufletul omului, din personalitatea omului. Soții, nu puteam să-i despart, soții Lazar Liliana și Lazar Sorin Nicolae, v-aș ruga să vă ridicați, dar împreună. Și doi artiști de mare valoare, zic și eu, pentru că doamna Liliana, care este și juristă, are câteva lucrări care mie mi-au plăcut foarte mult, lucrarea Geneză, lucrarea Viața, Șahul și Infinitul și lucrarea Pregătit pentru cursă, splendidul cal pregătit pentru cursă pe care l-ați pictat dumneavoastră, care mie mi-a mers la inimă. Iar domnul Sorin Lazar are două lucrări interesante de cutentă filozofică, Escape, adică evadare, și The Last Cry,
Ultimul strigăt, de asemenea două lucrări foarte, foarte importante, unde cei doi soți au o tematică, am zis eu, filozofică atunci când i-am prezentat, și anume ei vorbesc despre clipă, despre viață, despre dinamism, despre nemurire. Pentru ei arta este deopotrivă evadare și regăsire. Apoi, în asociația aceasta Artiști Dobrogeni, un alt om din Mangalia este domnul George Șerban, care nu este aici, o personalitate pe care o am găsit-o ca fiind plurivalentă, pentru care pictura este eliberare, este bucurie, este libertate, este suflet împăcat, cu celebrele lui lucrări, Clasa Dragon, Litoral, Romanță la mărul mării cu Harita Vitia. Un alt membru al acestei asociații este Alexandru Ghinea, aici că era care este om al mării. Eu așa l-am găsit, nu știu dumneavoastră ce părere aveți, dar este om al mării, are o predilecție pentru peisajul marin, pentru peisajul portuar și navighează prin pictură spre cuiburile sufletului, cum i-am zis eu. Într-adevăr, este un om de mare valoare, care a pictat vapoare, dane în construcție, stabilopoz, diferite tipuri de nave, și eu parcă am găsit această expoziție. Nave militare, da. Nave militare, da, excepțională serie de nave militare. Domnul este în domeniu, are foarte multe cunoștințe. Și tot în acest album este domnul Nicolae Gânjanu. Nu este, da, care se remarcă în culoarea caldă a pânzelor, e o culoare caldă pe care o vedeți și în lucrările lui Iaia Ferodin, care valorifică cu maximă intensitate lumina, pentru că e foarte important jocul de lumini și de umbre pe care artistul îl redă pe pânzele sale prin intermediul culorilor, care pot fi culori calde, culori acromatice, de pildă cele alb-negru, sau culori contrastele respective, pe lucruri pe care le găsim aici. Deci, sper, deocamdată acestea erau în acest album de artă și poezie, cei șase pe care i-am prezentat, sper ca cei din Mangalia, aici și doamna critic de artă plastică, care poate să ne pună un umăr pentru ca Mangalia să realizeze prin contribuția acestor 7-8 artiști sau poate mai mulți, un album despre Mangalia, un album de artă despre Mangalia, și atunci când vin diferite, să le spun, diferiți conducători, noi primim oaspeți din alte țări, din Turcia, din Bulgaria, din Italia, din țările europene, deci municipalitatea să aibă posibilitatea să ofere o lucrare de artă, pentru că aici sunt oameni aplecați care cunosc această problemă și reprezintă cu strălucire creația plastică. Câteva lucruri și cu asta vreau să închei despre creațiile lui Ferodin. Ele, din punctul meu de vedere, al filozofului culturii și al filozofului valorii, impresionează în primul rând prin lirism. Un lirism iscoditor, prin acuratețea imaginii, prin finețea compoziției, găsim în toate aceste tablouri o finețe a compoziției, prin tușele aplicate cu dezinvoltură și cu nerv. Domnul își consumă probabil nervii prin artă, ceea ce este foarte frumos. Lucrul ăsta ne poate spune doar doamna prezentă aici, dacă se întâmplă așa. Este o fire solară. Remarcați, vă rog, lucrul acesta în toate picturile. Noi avem aici 42 de tablouri. O fire solară, sigur, cu tensiunile lui interioare și o logică și o disciplină în fiecare tablou. Vreau să vă spun, din punct de vedere al esteticianului, că Iaia Ferodin este departe de arta non-figurativă. Părerea mea este că nu veți găsi elemente de artă foarte multe non-figurative. Este departe de pictura abstractă. Asta nu înseamnă că este un lucru rău. Nu se înscrie în registrul expresionist,
nu se înscrie în mișcarea modernă în care culoarea are supremație, așa cum era acest domn artist plastic, aici culoarea are supremație, lucrarea Nașterea, era vorba de nașterea cărților. Aceste cărămizi, culorile respective, exprimă nașterea cărților care reprezintă, sigur, un bun spiritual de mare importanță. Însă, Iaia a investit culoarea cu valori umane, lucru pe care l-am remarcat și o remarc. Pentru el culoarea este un adjuvant al formei, pentru el culoarea interpretează și consolidează forma artistică. Artistul lasă fenomenul natural să se desfășoare spontan și impresionează prin știința asta a firescului și a naturalului. Mă gândesc la portretele pe care le vedem aici în stânga, foarte interesante, dar lucrate foarte bine. Aici este fica Elis, care emană căldură, emană energie, emană evident tinerețe. Doamna Gurgian, soția, care este o fire meditativă, observați cum scrutează zarea, universul, existența umană cu toate aspectele lui, cu acești ochi care pătrund parcă prin tine, și este un lucru foarte important, este o privire însă plină de înțelepciune, sau chiar acest portret al domnului, cum i-a spus? Nealică. Nealică este un personaj foarte colorat, se vede că este un personaj, ia să spun, hazos, un personaj care își trăiește viața, un personaj care probabil are privirea ațintită într-un punct de interes pe care numai el îl cunoaște. Deci aceste portrete toate, și mătușa Farizei este excepțională, această doamnă din partea de jos, portretele sunt expresive, explorează și exploatează, am zis eu, nota exotică pitorescă a tătanilor, sunt realizate cu economie de mijloace, cu tușe sigure, iar imaginile, toate aceste imagini și altele, emană simpatie, dragoste, umanitate. Deci personajele sunt de fapt oameni cu o istorie în spatele lor, o istorie trăită. Foarte interesantă mi s-a părut, o să încerc să reduc, picturița Regina Maria, care observați că are un iz oriental. Are un iz oriental prin îmbrăcămintea, prin acele culori pastelate care sunt specifice ceremonialului tătar de sărbătoare, de nuntă, de logodnă, în general pentru momentele foarte interesante. Și această regină Maria era foarte iubită de tătar și de turci și vreau să vă spun că din toate cele citite și de mine și de ceilalți, Regina Maria era cea care, atunci când venea la Balcic, cândva pământ românesc, între 1913-1940, era pur și simplu așteptată la intrare de o doamnă care se chema Șefica, un personaj, dacă vreți, un arhetip al turcului sau al turcilor din locul respectiv. Ea aștepta la intrarea în Balcic pe Regina Maria, așa, era foarte iubită, Regina Maria, mereu cu doamnele, știți că așa m-am obișnuit, Regina Maria iubea foarte mulți oamenii nevoiași și le împărțea și din ce avea ea. Această șefica era pur și simplu invitată la Palatul Regal, avea locul asigurat la masa regală, era așezată la masă și mânca fără slugărnicie, avea o demnitate a ei foarte importantă pentru fizionomia morală a tătarului și a turcului, deși era un personaj umil, sărac, nevoiaș, avea o demnitate firească a ei și la sfârșit spunea undeva, toate aceste lucruri sunt relatate de către Regina Maria în lucrarea Țara mea, apărută în 1917, iar Cecilia Cuțescu Ștorc, într-una din lucrări, spune că această lui Șefica i s-a asigurat de către Regina Maria și o casă, i s-a dat o casă.
Regina Maria era salutată cu smerenie, cu evlavie, cu demnitate și cu respect de către populația turco-tătară prin celebrul salt, prin celebrul salut musulman, pe care vreau să vi-l spun. Salutul musulman înseamnă, și cu asta vă salut și eu pe dumneavoastră ca musulman ce sunt, cu o aplicare a corpului, palma întinsă dusă la inimă, la frunte, la buze și la gură. Deci acesta este salutul musulman. Încă o dată, ca să reținem, deci e vorba de ușoară aplicare a corpului, pe care o vedeți în toate filmele seriale turcești, da? Palma întinsă, pusă la inimă, da? La buze și la cap. Asta demonstra, să știți că este un salut unic în etnologia tuturor popoarelor și demonstrează unitatea dintre vorbă, gândire și acțiune. Adică ochii, corpul, întreaga față și întreaga fizionomie merge pe această unitate a vorbirii, a faptei și a gândului și este, repet, un salut unic în acest univers al popoarelor. Foarte interesante mi s-au părut grupajul de ocupații. Avem aici pescar la masă, rândul de oi, sacaua, traversarea Dunării cu bacul și alte asemenea lucrări. Sunt compoziții cu personaje în peisaj. Aici vedem o varietate de tipologii umane, nu numai în portrete, și oameni surprinși în firescul vieții lor, care câștigă de pe o zi pe alta, din cărăușie, din creșterea animalelor, din pescuit, din grădinărit, din servicii de facerea cafelei, a bragăi, ca să... că nu știu dacă așa, și a iaurtului, lucruri foarte interesante. Arta lui, sau creația artistică a lui Iaia Ferozin, după părerea mea personală, este un compozitum, un mixt, un melanj între mimesis, care este termen de bază în estetică, mimesis înseamnă imitație după cele frumoase, în al doilea rând avem tehnică, abilitate, meșteșug, pricepere, deci unitate dintre mimesis, tehne. În al treilea rând avem poiesis, care înseamnă univers nou, inedit, cum știe și cum ne prezintă și doamna Emilia Dabu aici, una dintre marile personalități culturale, nu numai ale Mangaliei, ale Constanței și ale țării, dar este din păcate mai puțin cunoscut. Asta e altfel. Una e politica culturală, care trebuie ajustată, și alta este cultura propriu-zisă, și kalokagatia, adică alinare, purificarea sufletului prin artă, prin frumos. Deci aceste patru elemente le găsim la Iaia Ferodin, la artistul Iaia Ferodin. Mimesis, tehne, poiesis și catarsis. Artistul, evident că este înzestrat cu har, cu talent, și ceea ce este interesant este, din punctul meu de vedere, că el totuși se autocenzurează, deși tablourile pe care le vedem, pentru că ele sunt lucrate, de autocenzura înseamnă lucrare cu migală a chipului și nu numai a chipului. Și peisajele lui, adică geografia reală și spirituală, toate peisajele sunt o geografie reală și spirituală, reprezintă de fapt o avalanșă de repere și de experiențe vizuale și spirituale. Și aceste peisaje sunt Constanța, Piața Ovidiu, Mangalia Veche, Moscheea, peisajul marin, zona Tulcei și a Dunării, Balcicu cu cele patru lucrări, Dobriciu și așa mai departe. Artistul în unele din pânze nu caută detaliul, nu caută precize execuții, eu am simțit aceste lucruri, și încheagă de fapt o atmosferă, un întreg, el are o gândire plastică echilibrată, așezată și valorifică în peisaje această lumină a peisajului dobrogean. În ce privește gama cromatică, personal am sesizat că, virgulă, culorile dominante sunt oranjul și roșul cărămiziu, culori vii, culori dinamice, iar din celelalte culori, albastru, care dă nota aceasta de senin, de echilibru, de liniște interioară, și evident culorile acromatice, între care punem și griul sau negrul, foarte puțin, dar mai ales albul.
La geamii, care sunt de asemenea niște lucrări excepționale din punct de vedere artistic, geamia, știm cu toți, este inima localității Dobrogene, este locul de rugă, de reculegere și de speranță, este locul întâlnirii cu Allah, cu Dumnezeu cel atotputernic, milostiv și iertător, cel cu 99 de nume sublime, prea frumoase. În islam, Allah are 99 de nume sublime, prea frumoase. Dacă le știi pe toate, e posibil ca în viitor să ai o viață foarte frumoasă, da? E greu să rețin 99 de nume sublime, prea frumoase și mai ales cu semnificațiile lor. Dar geamiile sunt realizate cu tușe mărunte, zic eu, și sigure. Și aici nu culoarea este esențială, observați toate aceste geamii, ci tonurile și unduirile luminii. Deci artistul este aproape de sufletul nostru, de sufletul oamenilor. El pictează cu sufletul și se ia, cred, după formula lui Ștefan Lucian, care zice: noi vedem cu ochii, dar pictăm cu sufletul. Acesta este artistul nostru, Iaia Ferodin, care vede, are experiențe vizuale și spirituale, dar pictează cu sufletul, iar gradul lui de vizibilitate este foarte pregnant prin culorile pe care le folosește. Sigur, eu ca profesor m-aș mai putea lungi, dar nu vreau să vă plictisesc, putem vorbi de fiecare tablou în parte, dar este o realizare excepțională acest eveniment cultural, această prezentare a pictorului Iaia Ferodin, și pentru noi este un lucru foarte bun pentru comunitatea tătară, pentru că noi avem valori. Dar, din păcate, uneori, cum am spus, politica culturală scârție, în sensul că nu sunt scoase la iveală creatorii autentici și ne contabilizăm cu excursii făcute în Bulgaria, excursii făcute în alte părți ale lumii și fără să cunoaștem frumusețile acestui loc, Dobrogea, despre care Constantin Brătescu spunea că este un mozaic de etnic viu, o Dobroge care este un amestec de nații, aici au trăit cam vreo 20 de nații și vreau să spun că lucrez la o carte despre tătari, chiar dacă am avut niște greutăți. Cartea mea este aproape finalizată și vă veți bucura, poate doamna Emilia o să aibă grijă să o lansăm și aici la Mangalia, Tătarii, istoric, spiritualitate și identitate. Sunt trei lucruri importante care trebuie cunoscute de către oamenii noștri ai locului, de tătar și de turco-tătar. În încheiere am adus cu mine două volume de poezie. Una se cheamă Antologia lirică bilingvă română-tătară și cealaltă un volum legat de Crimeea, care este patria tătarilor. Noi, vreau să vă spun aici și spun și domnului președinte al Uniunii, că noi nu suntem mongoli, așa cum spune cineva. Noi suntem din familia turcică. Dacă cineva vrea să fie mongol, atunci n-are decât să creeze o uniune a tătarilor mongoli și nu o uniune a tătarilor, să nu mai fie ce este sau ce a fost ca președinte al Uniunii Tătarilor Turco-Musulman. Noi facem parte și eu demontez această teză în lucrare că noi, de fapt, nu suntem mongoli. Adevărat, una este spațiul geografic în care au apărut tătarii, într-o zonă unde erau și mongolii, dar vreau să vă spun, izraelienii sunt foarte apropiați decât de arabi, inclusiv prin spațiul geografic. Dar arabii și izraelienii sunt de culturi diferite, de spiritualitate diferită, de religia diferită. Deci a spune despre noi, tătare, că suntem mongoli, mi se pare o lezare a demnității mele și nu permit nimănui să-mi ia această demnitate de tătar din familia turco-tătară. Și cu aceasta vreau să urez încă o dată succes domnului Iaia Ferodin. Sper să mai lucreze, să realizeze și un album personal, un album colectiv cu toți, era să spun, mangalioții de aici, pentru că aici este într-adevăr o mișcare plastică foarte importantă, pentru ca să ne redea nouă frumosul uman și frumosul mediului, frumosul estetic. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați suportat. Domnul profesor universitar, dr. Nureddin Imram, ne-a demonstrat că este o personalitate marcantă și este o valoare a culturii noastre naționale.
O surpriză, ca să-i prelungim emoțiile domnului Iaia Herodin, dacă și dânsul ne-a surprins așa frumos cu expoziția aceasta de pictură. În primul rând, mulțumim familiei care îl suportă, mulțumim doamnei soții. Stau și mă gândesc când domnul profesor striga trandafirul meu, trei trandafiri, răspundeau da. Gheorghean, dacă striga, erau trei gheorgheni care răspundeau da. În limba tătară, un înger de copil, Melissa Chiosep, urmăriți acum serialul soldanilor de la liceul teoretic al artist, care este în clasa 6-a, ne va recita în limba tătară poezia Omul de Salcâm, scrisă de Șucurie Kerim. Deci, să o aplaudăm pe Melissa Chiosep. Craltele gâne să iei rătău. Cral și șegă sălănăr, bal și bânăr balanăr. Cral și șegă bală oscân, craltele gâne bala oscân. Coramăznând dor diaga, craltele gâne men s-ar uli. Băban căxa cral în îmbărsântul, te rătă fi de nu netău. Bravo! Melisei și invităm alături de noi pe doamna profesor, doamna scriitor, doamna prozator și mai ales doamna care cântă la pian atât de frumos să ne mai relaxeze puțin înainte de a-i da cuvântul invitatului nostru și de a-i mai spune câte ceva. Doamna Adina Lozinski. Am născut o impresie foarte plăcută vizionând această expoziție minunată. Fiecare tablou este o bijuterie. Felicitări! Interetnică a domnului profesor, căruia îi mulțumim din tot sufletul, că reușește de fiecare dată să străbată un univers al cunoașterii până să ne aducă să înțelegem că participăm la un eveniment de excelență. Domnul Nicolae Găgeanu este la Institutul Cultural Italian, dânsul face parte dintr-o expoziție colectivă de pictură și reprezintă zona Dobrogei.
așa că domnul profesor a înțeles foarte bine semnificația picturii, sensibilitatea picturii și frumusețea picturii și a domnului Dăgean. Dar ca să îl cunoaștem pe domnul Iaia Ferodin, să ne bucurăm de această expoziție, a trebuit să străbatem toate celelalte domenii, să-i cunoaștem pe toți ceilalți pictori și să ajungem în sfârșit aici la noi acasă, în casa sufletului domnului Iaia Ferodin, în casa inimii domnului Iaia Ferodin, pentru că pictura domniei sale este ceva nobil, ceva sacru, ceva sfânt. Este omul care reușește să te facă să-ți dorești să pleci măcar cu un tablou. Nu trebuie neapărat să pleci cu un tablou pe care să-l cumperi, că poate nu ai posibilitatea, dar cu un tablou în sufletul tău, cu o imagine în sufletul tău, tot pleci privind această expoziție. Și de fapt asta e marea taină, pentru că ne rămâne ceva, ne rămâne o poezie, ne rămâne un vers, ne rămâne o strofă dintr-o melodie, o fredonăm sau o imagine frumoasă la care ne gândim. Și poate, așa cum a spus domnul profesor, într-o zi va avea și un album din care vom putea să ne alegem o imagine care să ne rămână și mai bine alături în sufletele noastre. De aceea, în aplauzele dumneavoastră și mulțumim-vă pentru toată răbdarea de care ați dat dovadă, pentru că sunteți niște martiri, niște eroi și niște minunați. Vă iubesc și invit alături de noi pe acest magic pictor al nostru, al Mangaliei, și mă bucur că măcar astăzi lumea a văzut măreția lui, pentru că cele 44 de tablouri care ne-a dus în dar sunt într-adevăr niște taine care s-au realizat cu sacrificiu în timp. Și întrebați-o pe soția domniei sale, că știe mai bine ce înseamnă să lucrezi, să ai grijă și de familie, să ai grijă și de treburile noastre contemporane. Domnul Iaia Ferodin, e clipa dumneavoastră. Mulțumesc, doamne Emilia Dabu, pentru frumoasa prezentare. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de mine într-un moment atât de important din punct de vedere artistic. Este expoziția mea cea mai de anvergură. Anvergură mai mare, așa să zicem. Sper să nu fie ultima. Să nu programăm. Să programăm următoarele. Deci vă urez un călduros bun venit tuturor, iar etnicilor mei, tătarilor mei, cei frumoși, poștele ales. Prin expoziția prezentă, care se numește Trăieri Dobrogene, am vrut să aduc în lucrările mele, să expun pe lucrările mele, dragostea mea față de Dobrogea, dragostea mea față de Mangalia, dragostea mea față de satul natal, de locurile pe unde am trecut și am trăit clipe frumoase. Am vrut să-mi pun căldura sufletească care m-a copleșit la momentul respectiv, să o redau în cuvintele mele. Acum rămâne să stabilizez asta dacă am reușit sau nu. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și țin să mulțumesc în mod special doamnelor Liana Naum, doamne Emilia Dabu și, nu în ultimul rând, domnului minunatului domn profesor universitar dr. Muridin Ibram pentru minunatele prezentări și pentru susținerea și sprijinul acordat pentru realizarea acestei expoziții. Vă mulțumesc din suflet! Să scrieți în agenda acestui tânăr domn pictor, tânără speranța noastră a Mangaliei, care este la prima expoziție de anvergură și sunt sigură că ne vom întâlni cel puțin la 10, tot aici, la Cercul Militar Mangalia, la Clubul Artelor Solterist. Vă invităm, de câte ori vedeți că sunt afișe sau de câte ori pe internet vă întâlniți cu invitații aici, pentru că exact cum spunea Nic, nu știți ce pierdeți, aici se întâmplă minuni și miracole, adică sufletele dumneavoastră se pot întâlni cu sufletele celor care îndrăznesc să vină să vă ofere în dar o expoziție de pictură, o lansare de carte, un concert de muzică și mai ales să vă ofere dragoste, pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. Noi vă iubim și vă respectăm și atâta timp cât vorbim aceeași limbă, limba iubirii, nimic nu ne poate împiedica să fim împreună. Toate cele bine, nu uitați să ne abonați la canal!